Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la ultimul video, cred că din Samurai Jack, pentru că m-am uitat pe listă și cam ăsta e ultimul nivel de acum. Și să vedem cum se va termina toată aventura asta noastră din joc. Că sunt tare, tare curios pentru că, cum am spus, e o poveste originală care e de fapt și canon, adică are legătură destul de tare și contează în toată povestea lui Samurai Jack. Fiind doar așa o chestie de a ne amuza noi așa ca să facem joc. Oh, dar poate să-i rupem instant. Așa mă, dă și voi o leacă, mai e capabil. Ia valeau în prostiile. Oh. Mamă, dar îi rupem pe ăștia, nu glumă. Oh, de ăștia verzi n-am întâlnit până acum. Ah, firaj, nu mai am muniție. Hai să punem ceva range iarăși, că nu mai am muniție. Perfect. Oh, dar i-am rupt pe gând aceștia. Gând aceștia au fost destul de slabi, adică nu cine știe ce de capul lor. Ok. Ia să vedem aici ce rezolvăm. Oh, bănuți. Mă gândeam că ne schimbă perspectiva în, iarăși pe lateral, pe side-scroll, dar văd că asta așa. Samurai Jack! Timongo! Oh, ăștia sunt altfel. Ăștia par mai periculoși. Ok. Da, mă, cu minte! Taci, mă! Mă, o dată. Să-i parcă n-aveau... Oh, așa, să-i roșii. O mor o dată. S-ar trebui să-l dea knock. Nu l-a dat knock? A,
aia zic. A, nu pică încă. Caz-mă și mor odată. Oh, crezi că-l distrug, dar nu. Shit, avem iteme de heal? N-avem. Oh. Spart, mă. Oh, nu iar unde ăsta așa. Aia zic. La limită. Mamă, cât de la limită a fost asta. Mi-e rău. A fost mega la limita asta, bă, băiatule. Spre ce vorbește aici? N-aș fac că-i chema pe găuzarea aia, nu știu cum se mai zic altfel. De tot erau stres acolo, ați văzut. Aia mari cu pușca. Erau ce mei nașpa. Că din cauza lor am stat și atâta că... Pana mea. Așa, v-am zic aici. Oh, în sfârșit shop. Deschid și eu cutiile astea înainte, da? Perfect. Check it, Jack. Ok, am 16.000, o să iau un gift of the... Nu, o să iau ăsta. Heroic bracelet ăsta, ca să avem mult damage. Și nu mai avem bani de gift, nu? O să-mi haggis atunci. Și hot water. Să avem iteme de heal. Bani nu cred că mai am, da, sunt fix zero. Pun loc acolo. Mă echipăm pasta cu heroicul. Cred că suntem Gucci acum, nu? Mai spear combo pole purity instant guard. Oh da, vreau asta. Asta e cam ceva ce-mi trebuia de mult. Destroy the samurai. Pare rău, Dimongo. Până aici s-a fost. Încă un diamond pentru skill-uri. Din păcate nu am investit eu prea bine skill-urile. M-am dus prea tare într-o aiurea direcție. Da, să zicem, funcționează și așa. Stai ușor. Ok, boss fight time. Fiind ăștia așa, clar, o să stăm pe sabie. Am pus. O să
cred că se dă consumat un haki să aiurea. Ia să-ți pulberă pe toți. Mamă, ce strică și ăsta. Sau ușor. Mamă, din ce în ce mai mulți. Sparge-i. E aici ca să fac eu level sau care-i fata de tot îmi dar de multe resurse? De scârbos e ăsta. Amor, mă, dă-te în pana mea odată. Stai, te zici că n-am damage. Somnușor. Mor, mă, săcătură ce ești. Finally! Cred că nu se mai termină, vere. Stai că sigur e ceva pe aici. Dacă nu chiar e drumul. Iarăși. Okay. Mă așteptam să fie o chestie de genul ăsta. Am zis-o de tura trecută că așa o să fie. Yeah.
frate, dar nu poți să le faci nimica, că sunt ăștia mari și bolovănoși. Uite cum țopă, eu nu ce bulangiu. Cred că trebuie să dau atacuri rapide. What? You must be so sure. Haida. Așa sunt cei mai nașpa inamici, mă jur. Hai, nu, 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 din nou, băi, ce stupid. Dude. Doamne, ferește. Ok, revii după ce-i bac, asta e deja bătaie de joc. Oh, mi-a luat ceva. Mi-a luat ceva ce-i drept. Dar a reușit să bat. E destul de greu. N-ai ce să-i faci. You didn't think I would miss this, dear chap. Hey, Rochel. To victory! Păi și ce face? Are bombe! Da, totul s-o grămadă de ăștia pe care ar trebui să-i bat. Cam mirosi săgeata aia de foc. Da, noroc că am schiat acum pe săgeata de foc când fix înainte. Fix după ce am tăiat partea aia, am schimbat pe săgeata de foc pentru când se putea. Ok, asta e cu acu 100% boss fight. De ce 1v1 e mai ușor? Când sunt mai mulți deja e ridicol de mult. Acu, there is no stopping your fate. I will make my way back to the portal and return to the past to undo the evil that is you. You may have bested those I put before you, but now you will know the true meaning of pain. Ah, it's my multi-cool. Now, no. Oh shit. Wait, cine mai mă atacă? Aoleu, nu scârnăbie de ăsta. Urăsc ninja-lău ăsta. Nu pot să le echipez. Sau, ba da. Ok, bobiță.
Abia am ajuns la jumate. Ah, fuck. Oh! Vai, Leo. Dai că vine norul de săgeți. Dai că are iarăși fraierici de aia cu săgeți prin spate. Mau, dar n-ar dropa și ăștia, mă, niște healing ceva, mă jur. Fai, ce mușiță mi-a dat, nu cred, nu cred. Doamne, în sfârșit. Stupid boss. Are prea multe faze în care e invulnerabil și nu-ți dai seama dacă poți să dai dodge sau să faci ceva. Huh? The pocket you created between time is collapsing. You have lost, Aku. Oh. No! Curse you, Samurai Jack! I will find a way to destroy you! You will not succeed! Zici? Oh. L-a luat! Dead! This is not over! L-a băgat în sabie? Ah, nu l-a băgat în sabie, am crezut că l-a băgat în sabie. Ashi! Ashi! You did it! Take my hand! Quick! Whee! It is over. Jack! I thought I lost you. Even across time. I will find my way back to you. Aww. Așa se schema de la final, posibil iar să ne luăm copyright sau nu. You might have beaten me now. But I will destroy you in the future. There is no future for you, Aku. I disagree. What trickery is this? Aku! Do not worry, Samurai. You will see me again. But next time, you will not be so fortunate. Cum apare? What? You're back already? No, wait! Era mai fain dacă trebuia să ne batem cu diversele forme ale lui Aku decât să ne batem așa cu un simplu Aku. Gen în stilul ăsta așa.
Jap. Ne. Asta tot? Parcă? It is done. Ashi! I'm okay. I felt him leave me. He will never hurt anyone again. Aha. Spune asta ei când practic ea n-a trebuit să existe. Oh well! Gata și jocul ăsta, boys. Damn. Dar în jocul ăsta pe bandă rulantă trebuie să ne găsim alte chestii ce să mai facem. Bă, în mare parte a fost ok. Am avut 17 încercări. Bine, plus minus acele lupte pe care le-am mai avut. Dar 100 și ceva de inamici. Dude, e oribil de mult. Ultimul nivel ce drept a fost destul de nașpa, dacă mă întrebați pe mine. Sincer. Restul a fost mișto, adică mai toate nivelurile de la început până acum au fost faine. Dar ultimul care ar trebui să fie cel mai epic a fost, cred că, cel mai enervant dintre toate, dacă sunt așa. Missions, new outfit, ia uite. Uite, ai diverse misiuni aici. Ce folosești, ca să bați și așa. Boss missions, ok. Și endless missions. Și unde ar trebui să găsesc skin-urile? Outfit aici. Păi și nu mi-arată armor. Nimic special. În fine, mai bun, că asta ar fi pentru această serie. Eu sper că jocul a plăcut. Sincer, jocul a fost decent. Se putea mai rău pentru cei care probabil sunt mai excentrici aici. Dar în mare parte jocul a fost destul de reușit, destul de distractiv. Mi-a plăcut să văd că s-a întâmplat ceva între călătoriile, gen... În ultimul episod putea să mai fie încă un episod care să acopere acțiunea de aici. Ceea ce a fost destul de fain, sau chiar mai multe episoade. Dar acum cine știe dacă partea asta de joc o să fie animată sau nu. De-aia că oricum seria s-a cam terminat și are un final destul de închis. Nu prea are ce să mai urmeze. Așa că acum cine știe. Anyways, oameni buni, sper că v-a plăcut acest video și această serie. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne vedem data viitoare. Pa, pa!